Sălile de pe canale vor fi interzise în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, iar amenzile vor crește substanțial. Legea a trecut cu 243 de voturi pentru, niciunul contra și 4 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, astfel că legea va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. În Mehedin, singura localitate unde vor putea funcționa aceste săli de jocuri de noroc este Drobeta Turnul Severin. În Mehedinți, sălile de jocuri de noroc vor mai putea funcționa doar în municipiul reședință de județ. Se întâmplă după ce Camera Deputaților a votat în calitate de for decizional interzicerea funcționării acestora în localități care au un număr de locuitori mai mic de 15.000. Raportându-ne la județul Mehedinți, asta ar însemna că toate orașele, toate localitățile, toate unitățile administrative teritoriale din Mehedinți, cu excepția Severinului, pe teritoriul acestora se vor interzice amplasarea și funcționarea acestor jocuri de noroc. Este un prim pas, nu este până la urmă o reglementare care să stăvilească definitiv acest fenomen deosebit de îngrijorător, pe care, dacă îmi permite, eu l-aș putea compara ca și grad de periculozitate cu consumul de droguri sau de alcool. Industria jocurilor de noroc are o piață de câteva miliarde de euro, cu săli de jocuri și pariuri sportive amplasate în majoritatea cartierelor din marile orașe. De lungul timpului, specialiștii au demonstrat că jocurile de noroc generează dependență. Persoanele care devin dependente de aceste jocuri de noroc, pe lângă faptul că își ruinează viața, din păcate pun în dificultate și familiile acestora, dar mai cu seamă, unul dintre 5 dependenți de astfel de jocuri de noroc au gânduri suicidale. Deci este un fenomen alarmant, este un fenomen care dăunează grav sănătății oamenilor și credem noi că și legislativul, ca for cu atribuții exclusive în a reglementa legea în România, are îndatorirea să emite legi care să stăvilească acest fenomen. Potrivit noului amendament, spațiul comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot machine, trebuie să se afle într-o unitate administrativ teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria, în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.